Bărășca, avem și oarecare restricții în anumite privințe și trebuie să recunosc că nu aș fi trebuit să duc la capăt acest proiect. Apoi, la început, anumite activități caritabile pe care și le-am promovat pe pagina mea și personală. Din urmă aș pleca greșit și am crezut că el încearcă o promovare a ideii, a imaginii, dar de fapt el promova ideea de a sprijini întâlnirile cu oameni, pentru că puțin câte puțin și-a creat această imagine a exemplului personal, exemplu din care toți putem să învățăm și trebuie să învățăm. Tot trebuie să vă spun că el a inițiat acest curs, a avut intenția acestui curs pentru noi, pentru polițiștii din prima fază. Ne-am lovit anumite bariere și nu a reușit să creăm cursul special pentru polițiști, el fiind singurul formator și nu cred că ar fi reușit să integreze cursul în programa profesională. Dar am ascultat și am mărit această idee de a realiza cursul primul ajutor pentru toți oamenii, pentru toți cetățenii, numai pentru noi. Astfel că tot ce se întâmplă acum, așa cum spuneam, se datorează în buget. Dacă el a mers din ușă în ușă, începând cu ajungând până la Corpul Național, unde primești și sprijin, dar atunci aveți și unde este membru activ al acestei instituții. Și sunt sigur că va reuși, pentru că tot timpul, tot ceea ce a făcut el, ca și coleg, ca și polițist, dar ca și membru activ al Crucii Roșie și altor instituții la care el participă, a reușit.